înțeles. Aici niște mișcări importante. Multe mișcări. Dar pare mie că tot insuficientul e. Acolo e Sighișoara. Am sosit. Nu. Pentru că suntem întârziați, așteptăm trenul Regio, care trebuie să treacă pe aici mai întâi. Trenul Dacia se lasă așteptat. Avem de toate vagoane aici, văd că, inclusiv bușetă, dormit, da, chiar două de dormit, e bun. Bye bye Dacia, drum bun. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip, suntem aici la stația CFR Sighișoara în 2024 și vom face un video în zona asta. Vedem situația, ce s-a mai schimbat după peste 2 ani, aproape 3, de când am fost să cercetez pe aici. Așa că să dăm drumul. Data oricum e 23 martie 2024, ora 9:59. Aici a venit trenul Regio care, mă rog, Brașov Media și văd că mai stă o țâră. Și vedeți că așa e stația, o să iau niște cadre pe aici. S-au schimbat foarte, foarte mult. Data trecută, când am fost, în sensul acela, nu era așa. Erau încă părțile alea vechi. Aici s-au scos, aici l-au băgat. E interesant, pe acolo am mers mai mult, aici era scos de tot. Îmi amintesc. Și era mai greu de mers, da? No. Aici suntem. Da, aici se merge pe așa pe întoarcele, cum ar veni, pentru margine. Trei linii puse aici la păstrare, cum ar veni, pe care se circulă. E fain. Acolo e un de zero, care va fi probabil un tren de Odorhei, că altceva pe zona asta nu prea are ce să fie. Plus mergem noi și noi pe aici. Cercetăm, explorăm. Aș fi vrut să mă duc cu trenul ăsta Regio de la Albești-Târnava până aici. Dar trenul meu Dacia a întârziat, asta e problema. Plus că, na, aia e. Și da, salutare! Haideți că mergem în oraș, mergem pe partea asta să mai prindem, nu știu, racordul unde au fost ăla dat, vechiul cu noul. Aș fi curios cum e. Deși din tren am văzut că am alt video de la Alba Iulia până aici la Sighișoara cu trenul Dacia. Stimați călători, trenul Regio numărul 3501 în direcția Mediaș va pleca de la linia 1. Vă rugăm, poftiți în vagoane. Da, și aici au fost ceva linii, plus ceva containere, plus stația, așa e. Din afară. No, bun, 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 hai să mergem. Să vreau să mă duc și în centru un pic. Avem în jur de 2 ore și ceva. Și, na, explorăm.
Haideți că am trecut pe lângă râul Târnava Mare, ați văzut și voi niște cadre cu priveliștea de acolo, plus mergem aici pe strada Clujului, care ne va duce teoretic unde a fost racordul vechi, sau partea veche care aici s-a conectat aia nouă, mă rog, aia nouă e valabilă și va fi interesant de văzut. Oricum avem o barieră aici care duce mai departe încolo, plus noi merem în față aici. Stația e în direcția aceea, nu mai virează încă. Iar aici avem o străduță îngustă care e numai mai mult pentru mașini, dar să trec și eu, de ce nu? Acolo e linia nouă, vedeți cum vine aia dinspre Mediaș, cum ar veni. Da, aici vedeți că o să fie și cealaltă linie, aia dublă. Am zis să urc aici ca să nu pierd filmul, că e și peretele aceasta fonoabsorbant care totul e mai sus, toată linia, și ar putea să nu am acces după aia. Să vedem ce prindem aici. Da, frate, haideți că suntem în zona asta în care a fost linia veche care a ocolit dealul, acolo e tunelul nou, plus podul care trece Târnava Mare. Și cam așa lui, plus că cred că pot să cobor și aici, să mă duc pe stradă, nu mai mă duc pe linie, e bine. Da, după cum se vede, aliniamentul vechi, eu mers fix pe aici, ocolit de alu, mers acolo pe lângă și cumva au ieșit pe partea alaltă. Aici trenul merge direct, numai pe linia aia deocamdată aici încă nu-i folosit, că nu-i racordat, dar așa lui. Deci asta e situația. Aia cu linia de la margine, nu știu care era faza de acolo, dar fost și ăla ceva, nu știu. Dacă știți ceva în comentarii, vă rog. Mersi. Da, aici merem acum să vedem orașul. Poate să mă duc și pe partea alta, asta a fost partea vestică a Sighișoarei cu trenurile și nu știu, acolo pe la Albești, Târnava aș vrea să mă duc. Vedem dacă și reușim. Haideți că am trecut și de stația CFR Sighișoara, am venit înapoi. Aici vedeți că avem piatră cubică încă pe strada asta. Iar eu m-am decis să nu mă duc la Albești Târnava pentru că nu văd niciun rost, mai ales că am întârziat trenul ăsta dat care am întârziat de Dacia și nu puteam să ajung ăsta, deci planul a picat, dar vă arăt aici pe partea asta cum îi. Aici o să vină un pod, de fapt două poduri. Na bun, așa stă situația, acolo e stația CFR în față, plus na, case sus, e probabil și o stradă pe acolo. Și aici merg înspre încolo, încolo e cum a venit Brașov și e podul acela care o să vă arăt. E pod vechi din ce am înțeles. Na bun, fraților, acolo sunt podurile vechi, relativ au 50 de ani din ce am înțeles și nu cred că vor fi schimbate, posibil să nu fie nevoie oricum. Ideea e că vă recomand un video cu un traseu până la, cred că Vânători de aici, cu backview, puteți să vedeți stadiul lucrărilor, după ce știu până la Albești Târnava, după Albești Târnava acolo e linia nouă, asta un singur fir, plus de acolo se transformă în fir vechi. Asta e situația acum.
Haideți că am trecut podul. Asta e cea mai rapidă alternativă, sincer. N-aș fi vrut să vin ocolit nu știu pe unde, oricum firul ăla e închis. Numai pe asta se circulă și liniile scoase pe partea aia. Oricum numai bun pe aici, deschis, se poate intra. Aici e Kauflandul perfect pentru mine. No, bun. Mergem acum să cumpărăm niște provizii pentru toată ziua, pentru că nu prea mă să avem timp pe altundeva și continuăm, mergem în centru. Da, fraților, timpul că am trecut, dar am venit cu taxi până aici la piața Octavian Goga. Suntem la poalele dealului unde toate minunățile de aici. Practic asta e, numai vedem cât avem timp și cât facem, pentru că nu avem mai mult de, nici nu știu, 15-20 de minute maxim. Am zis să vin în centru, deși iară foarte târziu a fost, m-am gândit bine să nu mă duc până la Albești Târnava, că nici așa n-am avut destul timp. Am zis să venim aici la centru. Vă arăt și un pic din cetăți aici, din clădiri. Da, e un labirint întreg de străduțe. Trebuie să fiu și atent cu timpul, că e destul de strâns. Mai ales că am un singur tren care mă va duce la Blaj, de care pot să mă duc mai departe. Sper că nu am venit într-un loc unde, wow, ce frumos e, unde să mă rătăcesc sau n-am voie. Da, frate, aici ai turnul cu ceas, e în restaurare, are și nevoie. Când a fost ultima dată, na, poate că era puțin mai într-o stare mai bună, dar acum nu prea. Aha, aici suntem fix în mijloc la verde. Merită oricum vizitat, eu n-am fost de foarte mulți ani aici. E superb. Păcat că nu am foarte mult timp, aș mai bucura de o oră, două pe aici. Și aș fi avut dacă trenul nu întârzia 40 de minute. Într-adevăr, n-ai cum să le ai pe toate, dar te bucuri când ajungi în locuri așa de frumoase. Avem o țară frumoasă, trebuie să recunoaștem asta. Deci, serios, asta e adevărat. A, este și trenuleț aici, ce tare. Aș fi curios cam pe ce traseu merge. E scurt oricum, dar e ceva. Nu-i rău. Nu, la dreapta coborâm. Așa. Bata Monica, o ieși. Monica! Da, fraților, haideți că practic suntem sus aici la cetatea asta, era, mai este și acum zidul, aici era zidul cum ar veni, și e foarte, foarte tare, bine, e ok, e păstrat, se aibă grijă de el, și la turnul de ceasă care era acolo, foarte tare, tot centrul e fain aici, merită vizitat și recomand, repet, păcat că nu pot să stau, trebuie să mă duc pentru că atât ai timpul, dar am fost aici, Doamne ajută! Haideți că ne punem aici să coborâm.
că este că nu vine că mai întârzie și trenul, că ăsta la mă refer, care vine acum, ăsta e de București, Cluj, Baia Mare, aia de zi. Acum nu știu cât o să fie pe el, nu contează, eu oricum de să ajung la Blaj. Și na, un sfert de oră întârziere are să fim acolo mai repede, asta e ideea. Și mergem. Haideți că mergem înapoi la stația CFR Sighișoara și la trenul nostru, asta fiind destinația finală. Așa că o să-mi iau rămas bun așa bun de la voi, de la acest video foarte, foarte tare de la Sighișoara. Ziceți pe rastru despre tot ce ați văzut în acest video, care a fost și în centru, am văzut și stadiul lucrărilor. Și așa, în 2024, dați un like, dislike, oricare, pentru că contează, distribuiți mai departe, atingi clopoțelul și ne vedem în următorul videoclip. Salutare, pace, să fiți iubiți! Bye! Aici strada tot așa a rămas cu piatră cubică, ceea ce e interesant. Hochland, fabrică, la Sighișoara, asta da. Ladies and gentlemen, the Interregio train number 1735 from București North arrives in station at platform 2 and starts 5 minutes. The Interregio train 1075 Dumbrave, Mediaș, Popșa Mică, Blaj, Căiuș, Aiud, Războieni, Câmpia Turzii. Prin pasajul subteran. Deocamdată e în șantier. Dar să vedem în ceva timp că să fie și asta gata. Stimați călători, trenul Interregio numărul 1735 din direcția București Nord va sosi în stație la linia 2 și va staționa 5 minute. Dacă vrei să continui cu următorul video,
alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus.